Deșteptarea. Avem un moment foarte frumos în care... Credeam că te referi la cine a citit cartea. Ai citit Shogun? Am citit Shogun când eram mic. Când eram mic și eu, da. Da. A apărut? N-am mai putut să citesc după aia că avea prea multe pagini. Shogun, James Clavell. Da. Două volume groase. Două volume țepene. Țepene, da. Și era când te duceai la cineva în casă, da, căutai să priviri în bibliotecă Shogun-ul. Dacă avea Shogun-ul, era în ordine. La loc de cinste, da. Era se dădea pe sub mână. Shogun și Dune. Și Dune, da. Cam astea dar făceau diferența, mai... adică vedeai unde e omul. Shogun era mass market. Da. Dune era așa mai pentru... Dune deja, pe asta spun. Dune's mai tineri. Era... Da. Erau niște paliere și se dădea... pe care așezai cetățean. Se dădea pe sub mână. Shogun-ul. Uh-huh. Era nebunie, s-a tras tiraj cât s-o fi tras atunci. Toată lumea era nebunită, era super viral. Pe vremea era ca un filmuleț viral pe TikTok, toată lumea da, vrea da, să da. Citească Shogun. Și știu că tata a făcut rost cărți noi, le-am citit toată familia, evident că trebuiau citite. După care a trebuit să le împrumutăm pe aici, pe acolo. Și în jumătate de an erau atât de hărtănite săracele de ele. Cred că... Nu știu dacă le mai am pe undeva prin bibliotecă, uite să caut, le-am împachetat frumos în hârtie, am scris cu carioca, Shogun, să le ții plezi, James, acum. Clavel. Oricum nu le mai citești. Nu, mă rog, poate le mai citești. La folie alimentară pentru cărți, da, să nu mai țină praf. Dar filmul ai văzut? Serialul? Serialul, da, da, da. Da, mi-a plăcut. L-am văzut și eu. Da, a fost ok. A fost, a avut momente bune. Dar... A rupt la premiile Emmy. Deci a rupt la gala premiilor Emmy, a luat 18 premii. Și noi, cred, alături de japonezi, cei mai mari fani ai acestui serial, evident, pentru că noi de mult așteptam serialul acesta, știam niște lucruri. Auzitați de un shogun îmbrăcat în kimono, chinuit de libodou, ce sărea pe 7 cai, de străga Osaka. Hai! Giri Pascu. Ce vremuri. Balada Shogunului din 1991, care a venit, evident, Balada Shogunului pe fondul notorietății generale a subiectului. A și toată lumea citise Shogun. Mm-hmm. Și atunci Giri și Diverti și puteau să facă un sketch legat doar de Shogun. Revenind la serial, pe care dacă nu l-ați văzut, cred că merită să încercați să-l vedeți, actorul principal, Hiroyuki Sanada. Acum pe Hiroyuki Sanada, toată lumea așteaptă să-l vadă în, jucând în ecranizarea unui joc pe PlayStation, care a fost super, super jucat în Ghost of Tsushima. Uh-huh. Și este acolo un personaj și toți fanii jocului spun că ar vrea să-l vadă jucând unul dintre personaje. Un personaj foarte important. Da, da, da. Revenind, deci Hiroyuki Sanada l-a interpretat pe seniorul Toranaga, uh-huh, în serial, a devenit primul actor japonez recompensat cu un premiu Primetime Emmy. Iar Anna Sawai, interpretarea lui Lady Mariko, Mariko-sama, a reușit aceeași performanță și a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță dintr-un serial TV dramatic. Deci trebuie și fetele samuraie să primească și ele recunoaștere. Suntem fete samuraie, la 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 la. Nu vă luați după straie, la la la. Nu-i mătasă naturală, la. Cor murit viermi în școală, la 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 la. Bun de tot. Se apucă să numere respirațiile, descoperă că... De radiații. Da, serialul este bine făcut, are de toate, inclusiv din când în când câte un sepucu. Ia auziți cum cântă cu cum ne facem un sepucu. Voi și capoperau, mi-am luat sabirul. Astăzi nu merem la rând cu stomaca, facem sepucu. Da, presupun că înțelegeți că am dat știrea cu premiile Emmy doar ca să avem un pretext pentru a mai redifuza un pic sketch-ul lui Ghiuri. Deșteptarea